Invitata mea are doar 13 ani, dar deja interpretează piese în diferite stiluri muzicale, de la jazz la rock, iar recent a debutat cu propria piesă. Astăzi acasă a venit tânăra cântăreață Mariana Cazac cu numele de scenă Mili, însoțită de profesorul său de canto, Daniel Șveț. Salut, Mili, salut, Daniel! Salutare! Salut. Salutare. Bine ați venit! Mili, nu pot să nu te întreb dacă am pronunțat corect numele tău de scenă. Mili sau Miley? Mili. Ce înseamnă Mili? Dacă sincer, nu m-am gândit anume ce înseamnă, adică nu are neapărat o semnificație. Am ales acest nume consultându-mă împreună cu mai multe persoane, așa că nu pot să zic că are o poveste mai specială sau ceva de genul. Ah, Mili, să știi că n-ai dat greș alegând acest nume de scenă, este foarte așa călduț și drăgălaș. Vreau să te întreb despre pasiunea ta pentru muzică. Presupun că te-ai îndrăgostit de această activitate de când erai mică. Dar spune-ne cât de mult te implici ca să-ți menții calitățile vocale, câte ori faci canto, cât de important e să ai un profesor bun. După părerea mea, este foarte important să ai un profesor bun, să faci ceea ce faci cu toată inima, pentru că nu poți să faci un lucru care nu-ți place. Pur și simplu, este foarte important să te antrenezi foarte mult, să lucrezi foarte mult pentru vocea ta, pentru calitățile tale vocale. Eu practic canto de aproximativ 2 ori pe săptămână, însă acasă exersez pentru că întotdeauna trebuie să am vocea în toane bune și totul să fie bine. Mili, dar asta va fi ocupația ta de bază, adică profesia ta de bază, sau totuși e ca mai mult ca un hobby așa? Pentru mine muzica nu a însemnat niciodată un hobby. În genere, pentru mine muzica este ceva foarte important și chiar aș spune ocupația mea de bază. Mm-hmm. Dar părinții tăi deja sunt la curent că fiica lor va fi cu siguranță cântăreață, gata cu facultatea medicină, drept și economie. Nu aș putea spune sigur, oricum pentru fiecare artist trebuie să facă o facultate, trebuie să aibă studii din orice domeniu, măcar câte puțin, dar totuși ei tot au fost de acord că anume muzica este ceea ce mă reprezintă și dacă voi avea un viitor, neapărat trebuie să-l am în muzică. Noi știm că tinerii interpreți care sunt la început de drum se inspiră de undeva. De obicei au niște idoli, niște interpreți, artiști preferați. În cazul tău cum e? Eu am idol din mai multe țări, din mai multe genuri de muzică, și din America, și din Coreea, și din Rusia, din mai multe. Chiar și din Coreea? Te referi la bandul ăsta de băieți? Și de băieți, și de fete. Mie îmi place foarte mult ca nume fiecare artist pe care el urmărește, la care mă inspir, să fie unic în anume în fiecare, în câte un domeniu. Și da, în stilul său. Ia să vedem pe cine admiri de pe piața noastră internă, din artiștii noștri, din Republica Moldova. Cine îți place cel mai mult? Desigur că am și idol de la noi din țară, de exemplu, cum ar fi trupa Acord, Irina Rimes și mulți alți artiști care, într-adevăr, depun suflet în ceea ce fac și îi respect foarte mult. Am înțeles. Iar acum vreau să îl întreb și pe producătorul tău cum a început colaborarea voastră și dacă este adevărat că producătorii sunt ca niște scouți în sport, în fotbal. Ei încearcă să depisteze talente cu care eventual să aibă o colaborare. La voi cum a fost? Știi cum, a fost un experiment cumva, fiindcă mama Mariana împreună cu Mariana a venit după concursul de la Vocea Ucrainei, când am participat eu în 2017, și uite, mi-a spus că uite, fata mea vrea foarte mult să facă canto cu tine, că a fost o întâlnire a absolvenților. Și am zis că, păi, nu știu, eu nu predau, adică când doar. Haideți să încercăm, dar nu promit că o să fiu un profesor tare bun. Și cumva a trecut timp mai mult, am dezvoltat calitățile ei vocale, cât și artistice, și am început mai mult pe faza cu cover-uri și iată cum am ajuns anume să lansăm propria piesă. Dar ce mai interesant este rolul ăsta de producător. Uh-huh.
cumva e prea mare, prea mare responsabilitate? Da. Eu cumva vreau să o ajut și toți elevii care fac parte din școala mea, adică cumva vreau să-i ajut să devină artiști, fiindcă artistul are nevoie de o promovare, are nevoie de audiență și pentru aceste chestii, cum din experiența mea proprie, înțeleg că e greu. Fiindcă concurența este mare și dacă nu știi cum să te manifesti pe piață, e complicat. Dar artistul mai mult știe cum să cânte decât cum să manifeste. Eu știu că în curând vom asculta și piesa de debut care se numește Night Time. Ai lucrat tu la ea, ai creat-o tu cap-coadă. Știi, am colaborat cu Maria Mihaela Frimu. Ea este un compozitor destul de superbă, pot să zic așa, pentru că toate dorințele noastre, toate preferințele noastre le-a îndeplinit cu succes și aranjamentul care l-am făcut cu Călin Bogdan, le mulțumesc ambelor, fiindcă au făcut un lucru, după părerea mea, foarte bun. Eu m-am implicat mai mult cu ideea așa, că aici aș vrea un instrument mai mult sune sau aici aș vrea hai să spunem așa, tablou să se reprezinte în cuvinte, da? Fiindcă cumva această piesă o reprezintă pe Mariana, e chiar din viața ei, în perioada când nu a fost susținută de colegii ei, chiar din clasă, prietenii ei și cumva am făcut așa ca să simtă textul ăsta. Daniel, să știi că vorbești deja ca un producător cu experiență. Noi îți dorim succes în această activitate. Noi știm cât de important este un producător în viața unui artist. Iar tu, Mili, îmi pare bine să te cunosc. Îți dorim succes, încredere în sine, pentru că pe această cale trebuie să mergi sigură. Și te invităm în scenă să ascultăm piesa pe care ne-ai pregătit-o. Mersi mult și sper să le placă tuturor celor de acasă și care o vor asculta. Doamnelor și domnilor, Mili în scenă cu piesa Night Time. E o piesă, cu siguranță nu este o piesă, un cântec de leagăn, dar e ceva tare tânț-tânț. Să o ascultăm.